Știți toate exercițiile, da? Alea de început, da? Avem așa, mâna dreaptă în față, la loc. Foarte important este ca asta de aici să fie box corpului, da? Aici am ajuns deja la 3, el se lucrează cu 2 și după aia o să ajunge la 3, da? După aia am avansat și lucrăm cu câte 2, da? Să zicem că suntem aici. Vă dau niște exemple, da? Și aici e dreapta, dreapta, două mâini, simultan. Da? Și ăsta e codul 4, nu? E codul 4, da. Dreapta, două mâini simultan. Da. Dreapta, două mâini simultan sau dreapta, stânga, două mâini simultan, da? Două mâini simultan. Sau poți să lucrezi așa, dreapta, două mâini, dreapta, două mâini, dreapta, două mâini. Când o să ajungeți la... La asta cu 4, să vă... Hai la asta cu 3, vă dau așa o idee despre cum se lucrează în toată povestea. Când o să ajungeți la asta de aici, aveți așa, dreapta. Înapoi veniți tot cu dreapta. Da, exercițiul ăsta este cel mai bun pentru dezvoltarea capacității de gestionarea frustrărilor, da? A disconfortului psihic, ca să zic așa. E lucrați ăsta așa, asta să mai îmi aduc. Nu, este mai bun. Sau o pescă, e muncă. Poate separat să comandăm doar copice? Trebuie să facem un necesar cum trebuie. Seturile Seturile venind doar cu 4 copice, nu poți lucra cu mai multe dacă... Păi eu când v-am spus improvizezi. Că nu sunt singur set, voi v-ați tuta la mine ca la Adrian. Fiecare știe mai bine ce nevoie are și ce vrea să lucreze. Dar și dacă ai 4 mese, 4 seturi, nu sunt suficiente copicele. Mai poți să comanzi, mi-am comandat foarte multe crilaje, înțelegi? Copicii mi-au rămas de la primele seturi care nu s-au mai sunt, dar sunt doar roșii și verzi, și albastre. N-are importanță, nu? Ok. Hei, ia uitați-vă, voi ce avem? Hai să ne mai combinăm așa, ce avem noi aici? Mâna dreaptă. Înapoi tot mâna dreaptă. Deci deja, dacă faci de 10 ori, asta te iau nervii, nu? Deci când te iau nervii, ce trebuie să faci? Trebuie să gestionezi, nu? La fel ca traseele cele care făceam cu repetitiv pe toate... Așa, și ai doar mâna dreaptă. Simultan. Stânga. Simultan interior. Înțelegi de ce nu v-am predat cu clar mare? Ei! Nu mai am acum energie să vă arăt, dar gândiți-vă că se lucrează fix exercițiul ăsta cu 2, 3 grilaje și cu 4. Acolo suntem în momentul ăsta și fișele cam pe până acolo. Stăm până poi mari. Da? Bun. Cam atât. Din data asta.